Bună ziua și bine v-am găsit la horoscopul Muhaha! Vom începe ca de obicei în viitor cu zodia Oaie. Problemele emoționale te-ar putea încurca astăzi la o întâlnire de grup. Cei cu care comunici sunt predispuși să fie deosebit de stresați și volatili, așa că fii pregătită pentru orice. Încearcă să stai departe de confruntările pasionale și nu pune paie pe foc. În momente ca acestea, astfel de încercări fac atenția nedorită să se concentreze asupra ta, Oaie. Mai departe mergem cu vacă. Stresul. Da, stresul s-ar putea să se manifeste la un membru al familiei dumneavoastră. Această persoană se simte volatilă, la fel ca la Oaie, dar din punct de vedere sentimental. Iar cea mai mică iritare ar putea declanșa o criză de furie. Încearcă să ușurezi presiunea rămânând în afara ei. Nu oferi sfaturi, oricât de bine intenționate ar putea fi. Mai departe mergem cu zodia tripleți. Prietenii, vecinii și rudele dumneavoastră s-ar putea simți deosebit de stresați și mai ales explozivi. Această zi nu este bună pentru a iniția discuții și convorbiri cu aceștia. Păstrează-ți vorbirea ușoară, precum un înger, și lipsită de importanță. Aceasta este o zi nemaipomenită pentru a rămâne acasă și a citi. Bineînțeles, dacă citești, ori unul dintre voi trei, fiindcă sunteți tripleți, mintea, de fapt, mințile, vă sunt deosebit de deschise pentru idei năstrușnice. Da, este adevărat, vă spun eu, internetul și documentarele TV ar putea fi cel mai informative. Mai departe, scrie în carte, ce glumă am făcut, zodia țânțar. Economia ar putea avea parte de o nouă scădere. Da, doar pentru tine, țânțarule. Și s-ar putea să auzi de la oameni chestiuni cu privire la îngrijorări financiare. Dar nu pune la inimă propria ta stare financiară, fiindcă tu ești un țânțar și poți suge. Dar noi, zodiacul Muhaha, îți recomandăm să nu iei nicio măsură drastică. Încă așteaptă să vezi ce se întâmplă. Probabil vei suge mult mai ușurat. Mai departe mergem cu zodia Pisică. În timpul săptămânii vei întâlni oportunități uimitoare, pisici uimitoare și chiar posibilitatea de a călători de pe o casă pe alta. Dar singurul lucru pe care nu-l poți avea este exact rezultatul efortului tău, pisică. Evident că nu ești prea încântată de acest lucru. Chestiunile practice și domestice necesită, dragă, atenția ta. Dar tu știi că sunt ușor de rezolvat. Centurista. Singura greșeală pe care o poți face tu, centuristo, este aceea de a crede că ceilalți știu ceea ce simți sau ce îți dorești. Totuși, schimbările recente au influențat prioritățile tuturor, inclusiv ale tale, centuristo. Totuși, discuțiile ar putea fi la fel de importante ca... știi tu. Să știi că apar oportunități noi, cum ar fi schimbarea de la centură într-o garsonieră. Sau poate chiar să te îndrăgostești. Da, tu, centuristă, să te îndrăgostești. Mai departe, zodia Cântar. În timp ce entuziasmul dumneavoastră se dovedește a fi mare, rezistența pare să că este un pic cam micuță. Aveți grijă că tendința de a exagera lucrurile vă duce la epuizare. Dragi cântari, lăsați munca la o parte și alocați-vă mai mult timp relaxării și vouă înșivă. Bucurați-vă mai mult de natură și de ceea ce cântăriți. Zodia Muscă. Da, ați auzit bine. Muscă. De obicei, tu ești cea care prezintă celorlalte băzăitoare, locuri noi, spații noi și, poate, rahaturi noi de băzăit. Dar să știi, dragă muscă, în această săptămână totul se va schimba și totul se va inversa. Deși te bucuri la fel de mult de atenția celorlalte băzăitoare, asta nu te face să te simți confortabil. Dar oare de ce? Un sfat, muscă. Lasă pe alții să se așeze pe rahat înaintea ta, să vadă dacă este moale sau dacă este tare. Nu mai fi prima care pune piciorușele în el. E posibil să te scufunzi. Atenție la vrăjmași, muscă. Posibil să te mănânce. Zodia Militar. Oportunitățile asumate sunt legate de responsabilități sporite.
Deși lucrurile merg bine, ai putea să te simți constrâns, posibil de haine. Unele obligații sunt legate de tine și privesc starea ta fizică. Altele sunt legate de îndatoriri față de alții. Și dacă vrei, le poți ignora. Cel mai bine ar fi să lucrezi singur și să nu mai împarți atâta sarcinile. Ești soldat ce măsi. Ocupându-te de toate problemele, te vei putea ocupa și de propria problemă. Zodia Rinocer. Evenimentele din această săptămână ar putea duce la o criză a cornului. Pentru vânători, tu ai putea fi o oportunitate în toată regula, dar fii atent. Totul ține de noroc. Confuzia ta de a nu ști dacă să te lași pradă sau nu vânătorilor poate ascunde fapte importante pe care le-ai făcut cu aceștia în trecut. Rinocerule, ești în mijlocul unei perioade de dezvoltare remarcabilă. Turnător, provocarea ta în această săptămână este obținerea unui echilibru. Turnătorule, noi oamenii suntem evoluții interesante care muncim, nu ca alții care toarnă. Confuzia ta poate tulbura apele. Gândește-te, vrei să mai fii turnător? Turnătorii primesc nana. Zodia Mamifere. Săptămâna aceasta îți aduce o grămadă de oportunități, mamiferule. Dar tu, ca un mamifer ce ești evoluat, nu știi ce să faci cu ele. Acordă-ți timp, pentru că lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. Mai târziu vei vedea cele mai bune oportunități care dau roade. Acțiunile pripite nu aduc nimic. Uită-te la oameni și la evoluția noastră a mamiferelor. Mamiferule, sănătatea. Da, sănătatea. Îți dă unele motive de îngrijorare, dar ție nu-ți pasă, fiindcă ai pastile și concediu medical. Acesta a fost horoscopul Muhaha, iar până data trecută vă doresc nimic.